de primărie. Comiteți o ilegalitate ca și întotdeauna. Nu vă conformați. În cazul că nu vă conformați, nu suntem obligați să întreprindem măsurile corespunzătoare, conform legii. Echipați cu pancarde și megafoane, membrii Hyde Park și-au manifestat nemulțumirea față de faptul că acum un an au fost arestați de către poliție în timp ce protestau în fața Ministerului Culturii, cerând ca bustul Liviu Rebreanu să fie instalat pe Aleea Clasicilor. 9 membri au fost arestați, dus la secția de poliție, ținându-se 4 zile fără mâncare, fără apă, și după aia ei au fost eliberați prin judecat, au fost clasați nevinovați. Nici nu au reușit să se posteze bine în fața Ministerului de Interne, că au și fost reținuți din nou. Acum iarăși asistăm la un arest ilegal, deci un stat polițienesc. Poftim să te smartă. Gata, v-ați făcut lucru. Urcați-vă. Stat totalitar! Polițienesc! Miliția! Poliție criminală! Deci asta se întâmplă în statul Voronin! Poliția susține că autorizația eliberată de primărie a fost contestată în judecată de către procuratură. La sancționarea măsurilor de protest în fața Ministerului Afacerilor Interne a fost contestată de către Procuratura Municipiului Chișinău. Și până la primirea unei decizii pe caz de organul abilitat, toate măsurile și acțiunile se sistează. Hyde Park a organizat până acum mai multe proteste prin care și-a exprimat nemulțumirea față de acțiunile autorităților de la Chișinău și față de atitudinea Bucureștiului în ceea ce privește acordarea cetățenii române, atitudine considerată a fi incorrectă. Un muncitor în vârstă